Bună seara, prieteni, suntem la Sport Report. După această etapă care s-a încheiat aseară în Giulești, cu meciul Inter Rapid și CFR, un meci intens câștigat de Rapid 3-1, un arbitraj protestat de cei de la CFR, cu un Rahmani foarte bun și, în general, cu o prestație consistentă a Rapidului. Discutăm despre acest lucru, dar nu doar despre ce s-a întâmplat aseară în meci, pentru că invitații mei de la această oră sunt Marius Bilașco. Bună seara, Marius. Bună seara. Nicolae Dică, bună seara. Bună seara. Vă întrebam și înainte să începem, ați jucat, nu? Împreună la Pitești? Da. Cât timp? Multă vreme? Și împreună și contra la juniori. Și împreună și... După aia am jucat și la Steaua, nu? A, da, și la Steaua, perioada când m-am întors eu, în 2019. Când am câștigat cupa atunci. La Uziceni. Da. Dar la Pitești atunci, când era începutul anilor 2000, da, nu? Cam așa. 2 ani și da. Am fost adică acum da. 20, mai bine de 20 de ani. Da. Ce repede au trecut. Ce e diferit față de atunci? Ce echipă frumoasă. A, da, da. Nu, diferit? Da. Discutam de echipa a doua, nu? Eu am amintit, de exemplu, și sigur îți aduce aminte, în ziua jocului făceai antrenament cu prima echipă, dar nu puteai să joci, că erau niște fotbaliști acolo. Trimiteai la echipa a doua, da, ții minte? La tineret. La tineret, rezerve cum era. Era echipa a doua. Și eram Neaga, era Paul Codrea, eu. Cu Ciprian, cu Tase, cu Dance, cu Dancea. Eram mulți. Erau... Dar eram români, mulți erau români tineri. Păi atunci ce străini erau prin liga? Da, nu. Foarte puțin. Foarte puțin. Mai ales pe la FC Argeș, nu? Da, dar în general. Puțin străini pe acolo în perioada aia. Păi ce, la FCSB erau albanezii, Duro și cu... Păi nu, vorbim de anii 2000, ce, mai erau în anii... Păi nu, dar foarte puțin. Da, da. Din Hamutos, adică puțin, puțin. Da, și era un campionat de tineret rezerve puternic, foarte puternic. Meciuri tari. Adică spuneți că nivelul era mai ridicat atunci, mai fotbaliști atunci. Păi era pentru că veneau și de la echipa mare. Adică dacă coborau 4-5-5 de la echipa mare, nu, și vorbesc, așa, că nivelul se ridica și puteai să joci până la 23 medii, de ani. Adică nu mă uit la FCSB, ce era atunci Steaua, ce e acum, adică vârfuri. Media mă interesează. Cum era atunci față de cum e acum. Se pare că era un club mai bun atunci? Da, erau mulți jucători de valoare și erau jucători care jucau foarte bine la tineret și nu puteau să prindă la echipa mare, să joace la echipa mare. Adevărul că atunci s-ajungea greu la națională, s-ajungea greu să prinzi un... Nu era nici regula, noi n-am prins cu regula asta să... Păi regula asta e de curând, de acum jucau, de 16. Și erau tineri care jucau o grămadă, nu era problemă. Adică nu erau tinerii forțați să joace, jucau pentru că aveau valoare sau, mă rog, erau de perspectivă și li se dădea încredere. Da. Îmi aduc aminte acum, Dumnezeu sunească pe domnul Halangen. Era la un meci la FC Argeș, eram pe bancă eu, Bilă și cu Cipri, cu Tănase, și a jucat atacant cu Marius Radu. Era un fundaș central și a jucat atacant cu el și noi trei eram pe bancă și ne miram, ziceam, mamă, doamne. Cu cine eram? Nu mai știu cu cine jucam și noi trei eram pe bancă și juca Marius Radu, care era fundaș central, juca titular. Da, chiar așa era Halagena, că tot l-ai adus, era un tip din ăsta, adică extrem de exigent, care în fața căruia... Nu mișcai, nu... Avea principiile lui, acum... Noi, nu știu, erau și metode mai vechi, pentru că el era dintr-o altă generație. Era un lucru care... Na, nu știu dacă... nici e greu să-ți descriu. Ciclul săptămânal era același, nu? Luni, marți, miercuri, joi, vin... Știai ce faci. Miercuri intrai în cantonament pentru meciul de sâmbătă. Sau joia pentru duminică. Sau în fiecare dimineață cântarul. Era iarăși. În fiecare zi făceam cântarul. Fiecare zi? Da, în fiecare zi făceam cântarul. Cea mai, Aveai barbă. Dacă aveai barbă sau cioc, că acum se poartă perciun. N-aveai voie. Sau cu gel să dai. Cu gel, sau. Cea mai dură. Astea erau... Deci, principiile lui, sau mă rog. Atenție, vorbim de anii totuși... Anii 2000. 2000, nu vorbim de anii 70, 2000, că astea apar din anii 70-80. Deci, cea mai dură decizie, din punctul meu de vedere pe care am văzut-o atunci, la 10:30 trebuia să închizi televizorul, telecomanda să fie pusă lângă televizor, ne lua telefoanele. Telefoanele, da, intra în cameră. Și a intrat la 10:30 și se jucă, era Champions League, cu 10 fără un sfert, 10:30. Și îi spuneam, haide să vedem și noi repriza a doua, că ne uităm la fotbal, nu facem. Nu există. Și i-a prins pe Marius Radu și pe Blid, portar, că se uitau la Champions League, la repriza a doua. E exclus, i-a trimis la tineret. Incredibil. Vreo perioadă de o lună de zile, ceva de genul ăsta. Că se uitau la meci. Și era ceasul 11 fără ceva. Da, adevărată poveste. Miercurea joc școală, nu? Da. Da, adevărată poveste, apropo de faptul că se dădea stingerea, deci la 10, nu? 10:30. Și venea gen la 11, intra și ca să verifice dacă s-a uitat la televizor, punea mâna pe tub ca să vadă dacă e cald. Dar nu venea el. Nu, cine venea, cine trimitea. Era cald dacă era stins de curând televizorul, că erau televizoarele alea. Bine, eu am mai avut un noroc după aia, că eu stăteam singur în cameră și a venit Jean Vlodoiu la FC Argeș.
Și l-a pus cu mine în cameră, pentru că stăteam singur, a zis ok, și stătea, eu eram și copii, mi-a prins foarte bine perioada aia când am stat cu Jean, pentru că am învățat foarte multe de el. Și aveam norocul că nu mai, la noi în cameră nu mai veneau să controleze după 10 jumate, pentru că era rușine de Jean, da. Am înțeles. Acum nu mai poți aplica metode de genul ăsta. Asta ca să vedem cum se schimbă totuși fotbal, că poți să mai vii să faci. Nu, dar știi ce s-a pierdut? Acum că noi poate am prins și perioada aceea și asta. Eu cred că s-a pierdut respectul. Știi? Chiar dacă tu nu poți să aplici regulile acelea și, clar, lumea s-a schimbat. Te referi la respect din partea jucătorilor respectul către... celor tineri pentru jucătorii care au fost importanți la vremea aceea. Nu știu, noi aveam, sau eu cel puțin, cred că ești de acord cu mine, în momentul când intrai în vestiar și vedeai, era un respect pentru cei mai în vârstă ca tine. Pentru veteranii, da. Acum nu mai există chestia asta, știi? Așa o percep eu. Acum totul... se întâmplă prea repede și prea ușor, mult prea ușor. Au prea repede drepturi. Da, ajungi la echipa națională, e normal, faci 2-3 meciuri, scrie presa, vine patronul și zice pe ăla trebuie să-l chem, pe ăla sau pe ăla națională și de multe ori știi tu că la presiune lumea cedează și așa. Atunci nu era așa. Oricum, în general lumea s-a schimbat dincolo de fotbal, adică uite-te la tehnologie, ce era în anii 90 nu s-au telefonul la început. Aia apărut telefonele, acum practic rezolvă totul pe telefon. Adică nu mai vine să îți vadă telefonul, să pună mâna cum punea pe tub, să vadă dacă e cald și așa. Bine, niște reguli poți să faci, niște reguli, dar nu foarte, foarte stricte, să zic așa. Până la urmă trebuie să știi că și să realizăm și noi că trebuie să ne pliem și noi pe ceea ce se întâmplă în generațiile actuale, pentru că nu avem ce să facem. Nu putem să schimbăm, eu știu, 25 de jucători. Mai bine încerc să mă schimb pe mine cât de cât să fiu, să încerc să-i motivez pe jucători într-un fel. Nu neapărat metode ca ale lui Halagia, dar metode comuniste, la Galați, Dorin Muntean, are un stil foarte autoritar de a conduce. Dar și eu sunt, la fel și mie îmi place să fac treaba asta. Și era, de exemplu, după 2-3 zile aici eu nu pot să lucrez așa. Și a zis, ok, dacă nu pot să lucrez, ușa e acolo. Dar vedeți ce înseamnă autoritatea unui antrenor? Nu cred că s-a întâmplat treaba asta. Acolo avea o ofertă din altă parte și a vrut să plece. Păi da, el se dăse cu oțelul, ce să mai plece? I-a venit altă ofertă mai bună și s-a dus și a prins acolo. A stat 3 zile. În 3 zile în cantonament nu putea să vadă cât de dure se dorea. Păi era la Slănic Moldova, înțeleg. Și erau niște metode... Îmi spune eu ce erau. Pentru că la Steaua, de exemplu, primul care a venit cu niște reguli a fost Dorin Munteanu, când a venit din Germania, parcă am intrat atunci. Da. Și el a venit cu regulile la Steaua în care n-ai voie cu papuși la masă, nu, să nu întârzi la antrenament, mai multe lucruri, să nu sune telefonul în vestiar. Și atunci, de când a venit el, de atunci s-au băgat regulile și am făcut un regulament de vestiar. Și de atunci s-au ținut acele reguli. Și, de exemplu, eu, ca antrenor, am mers și mai departe pe aceste reguli. Și sunt mai mulți antrenori care fac treaba asta. Mai autoritar, da, cu disciplină. Dar simți că se mai poate conduce o echipă așa în ziua de greu. Astăzi? E greu pentru că... Din multe motive. Da, din mai multe motive. Nu vreau să le spun acum. Păi dar le știe și lumea de ce e greu. Da. Și din păcate, e greu, din păcate pentru noi nu este bine. Pentru că părerea mea este că în fotbalul românesc și nu doar în fotbalul românesc, peste tot doar cu disciplină și cu muncă poți să faci treabă. Da. Așa cred eu. Altfel nu ai nicio șansă. Da. Poți să ai talent, să faci... Poți să câștigi un meci, două din 5 meciuri, din 30 și ceva, dar ca și echipă trebuie să fii un grup și să fii disciplinată și să muncezi zi de zi. Așa poți să ai rezultate. Altfel, nu mai poți să ai rezultate. Și la City, că lumea și imaginează că a comentat Cancelo și Guardiola a zis afară. N-a venit patronul să peste puțin că totuși fotbalistul ăsta cu el a costat, ne ajută. Nu, afară. Nu există. Și afară a fost. Asta când îi dai încrederea antrenorului și dai mână liberă să facă ceea ce vrea, când ai încredere. Corect. Când îl lași. Așa e. Și a reușit să câștige Champions League după câți ani? 5 ani de zile și... Nu, după 7 ani. Sau 7 ani, cât au fost. A venit Guardiola, 7 ani. Nu i-a zis după un an sau după 2 ani, oricum campionatul noi îl câștigam în Anglia. N-ai câștigat Champions League afară. Îl câștigați și fără Guardiola campionatul, da? Da, pe asta spun. Da. Nu, campionatul să spunem noi îl câștigam. Venea alt antrenor, îl câștigam. Dar nu vrei să câștigi Champions League. Dar l-au lăsat 7 ani. Ce s-a întâmplat la PSG? La PSG au adus antrenorul să câștige Champions League, dar nu l-a lăsat 4 ani, 5 ani. Nu, dar e un pic diferit. Știi de ce? Pentru că totuși Guardiola a imprimat un stil, arată, a câștigat trofeii în Anglia. Să câștige City titlul în Anglia e mult mai valoros decât să câștige Parisul în Franța, unde concurează cam de una singură. Corect, așa este, dar lasă-l un antrenor, 3-4 ani să-i... Asta știi cum e, în teorie e simplu să spui asta, dar să știi că și noi dacă am avea un club și punem un antrenor, ne-ar fi greu să lăsăm să vedem că pierde, la un moment dat spui, bă, poate că e o soluție bună să schimbăm antrenorul. Dar nu pierde, că nu câștigă tot ce vreau. Îl vezi ceea ce lucrează acel antrenor și când îl vezi ceea ce lucrează și cât e de dedicat, poți să-i dai
șanse în continuare. Ai încredere în el. Unul, ai încredere când îl aduci și după încrederea pe care ai avut-o când l-ai adus, o vezi când lucrează. Ce lucrează. Dar dacă tu l-ai lăsat și după 3 luni îl dai afară, că, sau după o lună, sau după 7, după un an, îl dai afară că nu a reușit rezultatul X. Rapid CFR, spuneam, s-a jucat aseară, Rapid a câștigat 3-1, te-am văzut în, cred că în primele 10 minute, ce spuneam, ai fost în vreo 5-6 cadre, părea că tu ești antrenor acolo. De ce s-a decis ca tu să fii practic înlocuitorul Mandorlini? Păi, așa a fost un, mai mult un suport moral, pentru că na, lipsea antrenorul principal, sunt foarte mulți jucători care vorbesc în mai multe limbi în vestiar. Și antrenorul secund al lui Mandorlini este italian și vorbește numai în italian. Doar de aceea și antrenorul cu portarii a dat mai multe indicații, pentru că el vorbește și italiană și engleză. Și... Te simți confortabil pe bancă acolo? Nu e mediul meu, sincer să fiu. Așa deși, părea și la Deși sunt momente când ești pus în situații de genul ăsta. Normal, trebuie să facem totul pentru a ajuta echipa, dar... recunosc că nu mă atrage pe mine în mod special. Au fost două discursuri aseară după meci, nu neapărat diametral opuse, dar în două direcții din partea celor doi veterani ai CFR-ului. Deac a spus ceva, Camora a spus cu totul altceva. Camora a mers pe ideea asta, am fost slabi, am pierdut duelul, cei din față, mă rog, critici, aici trebuie să schimbăm, că dacă jucăm așa, e... În ce direcție ai merge tu? Adică în direcția lui Dea, care a spus-o totuși, am jucat bine, am controlat într-o mare parte meciul, sau în direcția indicată de Camora? Chiar azi antrenorul a făcut o analiză acum seara, înainte să vin la emisiune. Am și discutat mai mult astăzi. Eu aș merge pe ideea în care, într-adevăr, anumite lucruri n-au funcționat. Și am fost modești, cred că ăsta e un cuvânt potrivit, dar în același timp n-ar trebui să neglijăm și lucrurile bune care le-am făcut aseară. Au fost decizii luate de jucători în timpul jocului care n-au fost poate cele mai bune în situații în care clar jocul cerea altceva. Poate la asta s-a referit Camora, dar una peste alta cred eu că într-adevăr am avut două reprize. Prima repriză după un început, să zic așa, bună de Rapidului. Da, care a durat câteva minute, rest am fost echipa mai bună. După care a doua repriză am ieșit foarte prost de la vestiare. Deci n-aș vedea lucrurile chiar atât de negru. Da. Dar, într-adevăr, am suferit în anumite momente și, așa cum cred că am spus și aseară, trebuie să fim inteligenți, să învățăm din greșeli. Și, având în vedere faptul că sunt jucători cu experiență și au jucat, au câștigat campionate, meciuri internaționale, cred eu că aici e semnalul de alarmă. Pentru că, ok, antrenorul n-a fost pe bancă, da? Dar anumite momente în timpul meciului pot fi gestionate, cred, pentru că au maturitate, au experiența necesară să gestioneze, nu știu, un final de primă repriză, care iarăși au fost câteva momente în care am fost foarte lucizi, începutul de repriza a doua, care e important, mai ales când joci în deplasare. Ok, ți s-a anulat un gol, a intrat cu 1-1 la pauză, practic... Faza e importantă, o să discutăm, da. Tot așa seara. E un moment important, începutul de repriză secund, când tu, practic, ai reușit să faci niște lucruri în prima repriză. Aș vrea să o să mă întorc la ce... Da, te rog. Vis-a-vis de joc, pentru că, cum zice și într-adevăr, a fost o repriză în care ei au jucat bine din punctul meu de vedere și o repriză a doua mai slabă, dar în prima repriză au început jocul prost, în minutul 5 au primit gol, dar au reușit să revină, au regalat și au avut și acel gol anulat și au mai creat ocazii de a marca, au dominat jocul. Apoi în repriza a doua au primit acel gol iar rapid la 6 minute și nu au mai reușit să facă ceea ce făcuseră în prima repriză. Corect. Ceea ce s-a întâmplat la pauză. Nu știu dacă el a fost acolo, a fost la vestiar. Dacă poți să te explici ce s-a întâmplat. Dacă se pare că un declic ar fi trebuit să se întâmple la pauză din moment ce lucrurile au arătat așa. Da, nu, dar în prima repriză au avut reacție jucătorii, da, după ce au primit. Da. A doua repriză nu a mai fost aceeași reacție. Adică din minutul 15 până în minutul 45 în prima repriză, CFR a fost clar mai bun. Mai bun. Clar. După care, de la cabine au ieșit alte echipe. Corect.
Aici e chestia de care spuneam mai devreme, că noi trebuie să învățăm ceva din ceea ce s-a întâmplat, pentru că nu e normal la experiența pe care o avem ca echipă. Au fost jucători cu experiență în teren. Practic, golul vine după o situație bună a lui Birligea, dacă vă aduceți aminte în prima repriză. Iarăși, să zic așa, începutul bun, după care nu reușim să fim echilibrați. Cred că e vorba de cel mai potrivit cuvânt, echilibru. Echilibru nu l-am avut, l-am pierdut în începutul de meci, începutul de repriză. O să mă întorc la CFR. David, de CFR, e peste posibil să fie, pentru că întotdeauna au avut era Petrescu cu jucători cu mare experiență în componența lotului, ceea ce se întâmplă și acum, dar atunci, într-adevăr, erau foarte uniți jucătorii și aveau reacții întotdeauna pe teren. Chiar nu conta, pentru că au câștigat campionatul fără Petrescu pe bancă. Acum mă gândesc eu că au venit mulți jucători noi în această perioadă, chiar dacă sunt jucători cu experiență și încă n-au avut timpul necesar să se cunoască foarte bine și să aibă reacțiile pozitive pe care le aveau în anii precedenți când au câștigat campionatul. Cred că oricum, se poate întâmpla treaba asta. Teoretic e în grafic, pentru că nu poți să faci abstracție de faptul că acolo s-au întâmplat niște schimbări masive. Adică nu poți să gândești, bă, a rămas același loc, e omogenitate și trebuie să avem rezultate. S-a schimbat masiv. Asta spun că iar dacă voi câștigați restanța cu Sefi, este la 3 puncte de FCSB, despre care se spune că are un parcurs, pe bună dreptate, foarte bun. Deci mi se pare că echipa e în grafic. Da, am avut 4 jucători care au jucat, să zic așa, constant în trecut. E vorba de Camora, Deac, Lovro, care a fost Zvec, în teren, da. Și Birligea. Da. L-aș pune al cincilea pe Sava, dar Sava a fost... Sava nu, a fost scufet, așa, da. Rar. Și restul jucătorilor sunt noi. Da, deci, practic, noi am avut o echipă nouă complet. Nu e o scuză asta, că nu vreau să găsesc scuze. Nu, dar anumite momente, vorbim de momente. Momentele importante ale meciului, că începuturile de meci, începuturile de repriză sau finalurile sunt extrem de importante. N-am știut să le gestionăm. Aici cred că s-a rupt puțin echilibrul jocului. O să mă întorc la CFR, să vorbim niște chestiuni punctuale, inclusiv acea fază cu offside-ul și penaltiul. Te-aș întreba de rapid. Ce impresie îți lasă? O vezi o candidată serioasă? Dacă o vezi cu adevărat în lupta la titlu? Și cum explici totuși oscilațiile astea? Adică te duci la Galați, nu joci aproape nimic, nu cred că îți creezi vreo ocazie. Vii cu CFR, îți creezi 7-8 ocazii, adică sunt niște diferențe. Este clar că Rapidul acasă joacă mult mai bine decât o face în deplasare, pentru că au stadionul plin la fiecare joc, au fanii care îi încurajează, nu contează cât este scorul, ei cântă pe tot parcursul jocului și asta contează foarte mult. Le dă un imbol jucătorilor și dau totul pentru a câștiga. Că se poate întâmpla să joci și să și pierzi, se întâmplă la fotbal, dar echipa joacă mult mai bine când joacă pe teren propriu și jucătorii pe care i-au adus au venit cu un plus la echipă. Hai să vedem fazele, cele două faze, așa nu stăm să analizăm, să spunem, orice mini-fază, dar totuși penaltiul acordat în startul meciului și golul anulat sunt faze importante pentru că o dată se marchează un gol din acel penalti, iar la cealaltă fază se apropo de rapid, gol. Cu antrenorul. Da. Așa. Cu Bergodi, când toată lumea spunea afară, 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 uite că cei din conducere au avut încredere pentru ceea ce, au văzut ceea ce lucrează, da? Discuțiile pe care le-au avut și au dat continuitate și uite că rezultatele au venit. Marius, se întreb pe tine. Da. Ți se pare penalti sau ți se pare că nu e penalti? Acum, eu am văzut și eu relorile aseară, m-am uitat mult după. E acoperit de regulament arbitru pentru că Lovro l-atinge pe jucător. Doar adică nu contești decizia, înțeleg. Da. E un contact. E un contact. Nu, îți spun și de ce, pentru că nu știu dacă contactul îi provoacă căderea. Aici iarăși o chestiune de discutat. El are un timp acolo, nu știu, fracțiuni de secundă în care, ai văzut, stă pe picior și după aia cade, dar până la urmă e inteligent, e o neglijență, există un contact acolo. Ok. Ce să se pare penalti? Mie da. Probabil dacă aluneca și în momentul când el aluneca, îl lovea, fundașul de la CFR sau Zvec care e acolo, eu cred că nu era de penalti, dar el
se întoarce și nu alunecă. Și rămâne în posesie dacă rămâne, rămâne pe picioare. Da. Da? Vezi? Și după ce îl lovește jucătorul la CFR, cade. Acum contactul cât e de, de dur, știi cum e că poți să compari. Am vorbit, s-a inventat acel cuvânt, soft penalty, da? La noi l-au folosit când la Birligia, știi, îți aduce aminte acea intrare în play-off la Birligia? La în care, Tam. Da, Tam da. Cu Birligia. Da? Este intrarea asemănătoare, știi care e diferența? Că ăla nu cade sau de ce? Nu, Birligia dăduse în minge. E o diferență. Aici, Funcio rămăsese în posesia balonului. Mi se pare că e important. Da. Eu nu spun că intrările nu-s la fel. Da, deci... Deci vezi că sunt iarăși două lucruri tratate diferit. Acum, din punctul meu de vedere, și ăla e penalti și ăsta, ca să fiu sincer cu tine. Okay. Dar pe tine, ca și că ești subiectiv, ești implicat la un club, te deranjează abordarea, da? Bă, dacă okay. e aceeași fază, da. Și mie dă-o și la toată. Și atunci evităm toate. Da. Ca să poți să vii cu argumente în fața noastră și să zici, mă, sunt două faze, uite, tratate. Contactul există și acolo și e soft și nu și există și aici. Golul anulat. Pentru offside, atenție din camera VAR anulat pentru că asistentul nu ridicase Fanion. Este o fază fixă și offside este pe execuția loviturii, nu pe fazele astea care sunt practic de, de flipper aici. Și din camera VAR ni s-a prezentat aseară, în timpul meciului, o reluare cu o linie trasă, o să o vedem și pe aceea, care mai mult te bagă în, în ceață decât să-ți explice că e offside. Asta. Adică, ce vrea să ne arate? Că am comentat așa seara la minutul 91. Mai bine nu trasai linia și spuneai, ok, e offside. Și înțelegeam parcă mai bine decât să văd linia asta trasă peste mâna unui jucător de la... Tușerul e bine plasat, din punctul tău de vedere. De vedere. Tușerul este perfect. Perfect, da? Da. Tușerul este perfect, dar nu, nu înseamnă... Nu, nu, nu înseamnă nimic. Plasamentul lui este foarte bun. Da. Dar, dar e normal să fie foarte bun, pentru că nu e o fază dinamică. Și ia o decizie este corectă, o din punctul meu de vedere. Fază fixă. Da, era normal să fie da, acolo. Da, se întâmplă, pleacă... Eu te întreb altceva. Ochiometric, facem abstracție de linie. Da. Pe această imagine, da. Se pare că e mai... Că nu poți să spui clar ceva. Mai degrabă offside sau mai degrabă gol valabil? Eu cred că Tușir este foarte bine plasat și el nu ridică offside tocmai pentru că vede un tricou vișiniu prima dată. Și nu vede altul în dreapta care nu să nu vede fie... pe altul mai în față. Și de aceea decizia lui este de a lăsa jocul să continue. Vezi? Primul tricou care îl vede și este vișinul. Bine, e clar că linia albastră nu e trasată unde trebuie. Nu ne arată nimic. Da, exact. Trebuia mai spre umărul exact. Fundașului și vedeam unde pică este pe peste, de la rapid. Peste mâna rapidist care mâna nici nu se ia în calcul la faze de genul ăsta. Că e singura parte a colpului care n-ai văzut să dai gol. Te taie doar mâna de aici. Asta spun că, asta am spus și aseară și repet, când ni se prezintă din camera VAR un rezultat al unui soft, el trebuie să fie clar pentru cel care vede la televizor ca să aibă încredere. Că altfel, dacă ai dubii odată, ai dubii de două ori, ai dubii de trei ori, că au mai fost faze. Chiar la un meci, da. CFR rapid. Da, și știi că discutam înainte, da. Pot să spun ideea noastră, pentru că nu e nimic de ascuns. Meciul cu rapid, noi înscriem un gol de 3-2 la Maglița, da? Un gol de victorie cu Maglița, da. Da. Tușierul ridică un offside, pe care l-am văzut și noi, e imposibil să-l vezi. Și chiar dacă, da, a mers pe inspirație, pe flair, pe faptul că poate a văzut... tricoul nostru sau umărul jucătorului nostru mai în față, nu știu, a ridicat offside. Atunci ni s-a recomandat că, având în vedere faza extrem de dificilă care, în care ne aflam, s-a dat și s-a mers și pe ideea că acel tușier a ridicat și VAR-ul a confirmat poziția da, de nu offside. Ai, eu, nu spun, eu nu spun că VAR-ul trebuie să confirme ceva greșit. Exact. Da? Eu nu spun asta. Da. Eu spun doar că în momentul când se trag aceste linii, care din punctul meu de vedere n-au nicio valoare în România, deci uitați-vă și la nu luăm care per linia de 16 metri, dar unghiurile cum sunt trase, n-au nicio valoare și cum se pune. Nu, dar așa am mai explicat, e, să știi. E extrem de dificil. Linia respectivă, ca să și cred că Constantin Zoda spunea că nu e paralelă cu, nu trebuie să fie paralelă, nu pentru trebuie că dacă fie. Unghiul de filmare nu este, adică nu, că camera nu este fix pe linia care se trage, atunci unghiurile se deformează și liniile nu mai sunt paralele. Îți spuneam, nu iau care per linia de 16 metri. Deci simplu fapt că se trag niște nelini. Cred eu că tușierul, având o poziție corectă și, și plasat foarte bine, cred eu că ia decizia corectă. Acum vine VAR-ul și zice că sunt 2 cm sau 1 cm 8. Ok. Dar ce, ce poți să faci? Problema e că ți se întâmplă numai ție la deciziile astea de 1 cm. Sau... Da, apropo de chestiunea care ți se întâmplă numai ție, numai CFR-ului. Da. Noi deja avem au fost foarte multe voci împotriva CFR-ului după meciul din etapa trecută. Și tu. Și eu, da. Da.
Dar nu voi neapărat vehement că CFR-ul a fost avantajat în meciul ăsta cu Petrolul, da, ci din cauza lui Ișvan Kovács. Așa. Cristi Balaj a avut următoarea reacție. Preferăm în sensul CFR, noi CFR, să nu ne mai arbitreze Ișvan Kovács. În materie de arbitraj, Cristi e mult mai specialist ca mine, ca noi probabil, și poate a să fost aibă... arbitru, de asta spui. Da, ok. Nivel, un arbitru extrem de valoros pentru România. Ce le răspunzi celor care suspicionează, între care și eu, de adevărat, că am scris și da, mi-asum, relația asta între CFR și Ișvan Kovács? Îți spun eu că sunt de 7 ani acolo, așa, nu l-am văzut, nu ne-am, nici măcar n-am auzit să fi fost prin preajma noastră vreodată. Deci nu are nici o legătură ceea ce s-a scris despre... De când ești în Cluj? De când locuiești de 7 ani. De 7 ani. Știi ca el să locuiască în Cluj? Am auzit că are din presă, am citit că... Păi nu, are, a zis el. Da, eu din presă am aflat. Una e să ai, că așa pot să am și eu două apartamente la Arad, dar să nu stau în ele, nu? E diferit. Da. Are apartament. Din ce știi tu? El locuiește în Cluj? Nu știu asta, n-am informația asta. Deci eu am citit doar din presă că are apartamente cumpărate în Cluj. Sau, eu știam de un apartament, acum am văzut nu, că două. El a recunoscut asta pentru că a existat acuzația că ar fi cumpărat apartamentele de la cineva din concediu CFR-ului. A existat acuzația din partea lui Becali. Pentru că pe mine m-a mirat atunci când el a ieșit să infirme că are apartamentele cumpărate de la CFR, n-a spus și că nu locuiește în Cluj, deși exista și acuzația asta asupra lui. Da. Tu, dacă ai fost în locul lui, n-ai fi spus, bă, nu stau în Cluj, dacă nu stăteam. Pentru că știi ce e important? Dar ar fi o problemă asta dacă ar locui în Cluj. Știi de ce? Pentru că pe regulamentul actual, care mi se pare neregulă, dar ăsta e regulamentul, un arbitru din provincie nu are voie să arbitreze o echipă din orașul în care locuiește. A locuiește, adică, în care este un regulament foarte bun, credem. Noi ne-a anulat golul un arbitru din București. Da. Ce să zic, cum să zic? Mi se pare un regulament foarte prost, dar ăsta e regulamentul în vigoare. Asta vreau să spun. De ce Știi cum e asta? E ca și cum admitem aici că o lege în vigoare în România e proastă. Da. Ce facem? O respectăm? O respectăm până că altfel fac ce ideea fiecare ce ideea e să o modificăm, să fim... Știu, dar până o modificăm, trebuie să vedem dacă Ișvan Kovács a încălcat-o sau nu, că mi se pare relevant dacă el locuiește în Cluj. De ce ascunzi? Dacă e așa, repet, că el n-a infirmat până da, la nu acest știu, asta nu știu, n-am cum să-ți răspund întrebarea asta, că nu Te întrebați pentru că spuneai tu că stai de 7 ani în Cluj și bănesc că... N-am văzut, n-am interacționat niciodată cu el, prin preajma echipei să fie vreodată sau să aud vreodată ceva, n-am, niciodată. Și nu mi se pare, îți spun, știi de ce, cel puțin pe mine, mă deranjează puțin aceste acuzații mereu legate de arbitraj, pentru că a existat foarte multă frustrare din partea celorlalte echipe. 5 ani de zile să domin campionatul nu e ușor, da? Și să zicem că în toți acești 5 ani, cum se vehiculează, sau mă rog, ideea e de a crea false imagine despre arbitraj, pentru că, din păcate, așa cum am spus, arbitrii români cedează la presiune, pentru că sunt foarte curioși, sunt pe video, sunt pe ziare, sunt foarte afectați dacă... Influențabili. Da. Și atunci ei sunt influențabili. Dacă se vorbește sistematic de ei, urmează la un moment dat să știi să facă serviciu, să întoarcă. La un meci a greșit, la celălalt asta nu mai greșit. Asta nu se pare regulă total să fii influențabil. Am mai auzit asta. Eu sunt convins că ei sunt afectați de ceea ce se discută despre ei în mediul online și țin foarte mult la acest aspect. Știi de ce? Asta e doar părerea mea. Vine, asta s-ar putea asta să greșesc. Asta înțeleg că ești afectat. Dacă eu fac o greșeală, am făcut o greșeală la meciul Rapid CFR, să nu faci pe a doua, și merg următorul meci și ce fac? Îi ajut pe CFR să mai fac încă o greșeală? Dacă te gândești că compensezi. Așa să compensezi. Nu cred că gândesc așa. Păi știi de ce cred eu că e așa? Și ce fac? După aia merg în altul. Uite, vine Marius Bilașcu. După CFR că așa e. Să spunem că CFR joacă cu Craiova. Da? I-am dezavantajat pe Craiova. Ce fac? Mă duc peste 5 etape când arbitrez Craiova, îi ajut și pe Craiova că să compensez. Și ce fac? Ajung numai la greșeli? Nu cred că ei gândesc în felul ăsta. Știi de ce cred că e așa? Pentru că oamenii din fenomen spun chestia asta. Că pun presiune, da. A, dacă că ar spune unii în afară, da. Dacă tu vii și greșești, spui, păi dacă pun presiune, are... Așa, vine nu, Marica și spune, meme aici, expert, și de asta arbitrează că pune presiune. Deci oamenii din fenomen spun chestiunea asta. Noi în România suntem bolnavi de scenarită. Eu vreau, mi-am trupit ideea și trebuie să mă las să continui. Îți spuneam de această imagine falsă care vor cei cu care ne luptăm în acest campionat să o creeze despre CFR, că e ajutată de arbitri, că e ajutată de arbitri, că de-aia a câștigat titluri, că așa mai departe. E, diferența între noi și celelalte echipe în această perioadă este că în Europa
Pe noi nu ne-a ajutat nimeni și noi am făcut performanța acolo datorită echipei și întotdeauna ne-am bazat pe echipă. Adică e oglinda care îți arată tot timpul ceea ce se întâmplă și valoarea echipei, să știi. Și vei observa asta. Cine va fi campioană? Dacă mergeți în grupe, înseamnă că a meritat, că a fost cea mai bună. E, dacă ne luăm după greșelile de arbitraj, chiar cu tine în emisiune discutam odată, pui în balanță tot ceea ce se întâmplă la un final de campionat, vei vedea că există un echilibru. Nu există echipă favorizată. Acum s-a întâmplat să greșească pentru FCSB la meciul cu Faru, da? Da. S-a întâmplat. S-a întâmplat ca decizia cu meciul nostru cu Petrolul să fie așa. Uite, noi ne trezim iarăși la un meci, următorul meci, că se greșește împotriva ta, din punctul nostru de vedere, da? Deci va exista un echilibru, din punctul meu de vedere. Iar faptul că tot timpul mutăm presiunea pe arbitri este greșit și discutăm foarte mult despre lucrul ăsta. Dar cine o mută? Cluburile fac asta. Dacă, adică nu... dacă tu îmi ceri părerea, eu ți-o spun. Nu, dar nu aici de tine e vorba. Dar în general, cluburile fac scandal. Că cine... Ok, și presa e alimentată de scandal, nu îi convine, dar are audiență. Eu cred că e greșit. Atâta timp cât vorbim foarte mult de arbitraj, uităm de lucrurile importante despre fotbal, care în continuare cred eu că suferim în țară. Repet, mie mi se pare în primul rând pentru cei din fotbal, din fenomen, o miză arbitrii, din moment ce ei vin să facă presiune sperând că presiunea asta va duce la decizii favorabile. Și atunci va fi un cerere vicios care nu se va rupe niciodată. Niciodată. Dacă tu, chiar tu îmi spui că arbitrii sunt influențați. Eu așa nu? cred. Păi așa și atunci, cred că sunt eu conducător nu mă gândesc, hai să vin să fac presiune. Sunt influențați de presiunea pe care ai pus asupra lor. Asta e părerea mea. Și asta mi-a demonstrat în decursul anilor că așa este. Dar sunt arbitrii care, cred eu, au valoare. Deci se întâmplă să greșească. Deci nu poți să fii absurd să zici că un arbitru e rău intenționat tot timpul și vine pe mine să mă fure sau să dea decizii numai împotriva mea. Noi trebuie să înțelegem și lucrul acesta, că e foarte important. Adică nu sunt ei acum oamenii negri, că numai arbitrii sunt de vină pentru tot ceea ce se întâmplă. Dar sunt faze care... Poți să și greșești. Da, trebuie tratate egal, în oglindă. Am vorbit și de soft penalty, am vorbit și de liniile trase. Adică trebuie să existe totuși în oglindă deciziile. Dacă ai dat așa într-o parte, înseamnă că trebuie să dai și în partea cealaltă la fel. Eu pe asta aș miza mai mult. Știi ce mi se pare totuși? Că dacă iei așa fiecare club în parte, da, să-l iei, toți vor fi nemulțumiți de arbitraj. Da. Când transmiți, dar totuși care e avantajat, că trebuie să fie cineva. Dar înainte de meciul ăsta Rapid CFR, n-am văzut pe nimeni, nici de la Rapid, nici de la CFR, să pună presiune pe un arbitru, să spună că nu-l vreau pe ăla, îl vreau pe celălalt, sau nu mă interesează. Nu, dar în general știi cum. N-am văzut înainte de jocul acesta. Gen. Sau și de alte jocuri în care arbitrii au greșit, nu am văzut să pună presiune. S-a jucat etapa trecută CFR Petrolul, da? Da. Și a existat acuzații împotriva CFR-ului că a câștigat. Da. Și chestia asta ar urma etapa viitoare să fie compensată prin un arbitraj împotriva CFR-ului. Dar nu am văzut pe nimeni de la Rapid să iasă de exemplu să spună, domnule, ne jucăm cu CFR și ne este... Păi nu, că jucam cu Rapid. Și ne este frică de arbitraj, ne este frică cine va arbitra, că este posibil să ajute pe cei de la CFR. Nu am văzut pe nimeni de la Rapid să facă treaba asta. Nu, eu spun, mă refer la numărul, la meciul ăsta. Nu s-a întâmplat nimic. Până la urmă, Rapid a câștigat, a fost echipa care a știut să profite mai bine. Adică nu trebuie să fim atât de absurd să le luăm din merite. Cel puțin asta este părerea mea. Au câștigat 3-1, au meritat să câștige. Da. Despre asta. Noi vorbim de faze, că ai pus fazele de arbitraj. Deci eu cred că aici este problema. Trebuie să judeci la fel toate fazele, indiferent de echipă și de cum se poziționează o echipă sau alta, apropo de presiune și de ceea ce se discută. Te deranjează să-i vezi pe cei de la FCSB comentând despre arbitrajele voastre? Nu, ți-am spus, în decursul anului s-a acumulat multă frustrare și eu înțeleg lucrul ăsta. Nici relația mea cu, să zic așa, oameni cu care am mai interacționat acolo. Îți dai seama, an de an să câștige CFR campionatul, poate că și eu aș simți o oarecare antipatie și îți dai seama, chiar dacă an de an să pierzi campionatul, nu e ușor de gestionat. Până la urmă, aici intervine și partea sportivă, mai mult decât partea de arbitraj. Dar, în același timp, trebuie să fim, cum să zic eu, civilizați și să încercăm, din punctul meu de vedere, să nu vorbim atât de mult de arbitraj. Dacă vom reuși lucrul ăsta, cred eu că și arbitrii vor avea momente să în nu care... vorbim de arbitraj, iarăși nu mi se pare în regulă. Știi că mai vin antrenori și spun nu, Dana, nu prea cum mult, să vorbim de arbitraj. De ce să nu vorbim? Că arbitrajul e totuși parte din fotbal. Vrei să spun părerea mea despre faza cu, apropo de meciul cu Petrolul? Care fază? Meciul cu faza cu penalti. Bine, primul nici măcar nu aia în calcul. Aieticul. Da. Toată lumea, am văzut foarte multe comentarii. Eu îți spun ca jucător, da? Da. Ce simt eu în momentul când un adversar pune mâna pe mine?
În momentul când a zis că s-a discutat ca atingere sau mângâiere, nu, mângâiere s-a folosit, intensitatea cu care eu pun mâna acum pe brațul lui, tu nu poți să o apreciezi de acolo, da? Trebuie să fii de acord cu asta. Dar stai puțin, eu nu caut scuze sau nu zic că n-a pus piciorul și că nu se putea da. În momentul acela, crezi un dezechilibru. Și nu mai pui piciorul pe telefon, ca și orientare, pui puțin lângă. Okay. Înțelegi? Deci aici e tot. Știi cum te și tu discutăm? Zici, da, trebuie să dea fault în atac. Da? Te întreb așa, e fault în atac ăla? Poftim? Nu, dar compensează următoarea mișcare, pentru că VAR-ul nu poate... Aici VAR-ul nu vede nici una, nici alta, părerea mea. Că dacă ar fi văzut piciorul... Știi cum putem discuta? Că e fault în atac ăla? Cine spune că e fault în atac ăla, înseamnă că dacă faza era invers, era penalti. Corect? Da. Ai fi dat penalti la o fază de genul ăla? Nu, că ești arbitra mai scandalul. Dar acea mână influențează poziția piciorului pe care îl pune Aieti. Corect. Asta e părerea mea. Dar și atunci... orice atingere este fault. Da. Te perfect poate dezechilibra fără să fie fals. Sau, mă rog, poate să te scoate de pe o traiectorie fără neapărat să fie ceva penalizat. Sunt de acord, sunt perfect de acord cu tine. Dar influențează locul unde pune Aieti piciorul. Așa este. Dar asta dacă e părerea mea. Și atunci, nu e și, atunci, și atunci nu faci o nedreptate dând penalti. Marius, aici trebuie să judecăm așa. Dacă ăla e fault, dă fault și atunci nu ne mai interesează ce a intrat Aieti. Da. Dar dacă ăla nu e fault, e penalti, altă variantă okay. Nu e. Ok, Ișvan Kovaș nu vede nici mâna și nici piciorul din punctul meu de vedere, dacă așteaptă verificarea VAR. Cel din camera VAR vede și momentul când pune mâna și asta, momentul asta, cu... Nu înseamnă că dacă cel din camera VAR... Cum o judecă? Că până la urmă e fault în atac și apoi e... A judecat-o așa... Nu știu, te întreb. Păi din moment ce nu i-a transmis lui Ișvan Kovaș, înseamnă că a judecat că nu e penalti. Dar nu înseamnă că aia e decizia corectă. Asta vreau eu să spun. Tu îți menții părerea că e penalti. Tu spui că nu e penalti? Nu, dar zic, tu îți menții părerea că e penalti. Da. Și nu e în calcul faptul că... Păi eu iau în calcul și faza aia, dar eu spun că acolo aici, nu este aici penalizabil. Asta spun eu. Ți-a părut fault dacă acea, acolo, Nicolae? Acea acțiune nu influențează jucătorul să pună piciorul într-un loc sau altul, eu zic că trebuie să le iei în calcul. Că nu e o decizie finală. Că penaltul e ceva grav, adică eu pe... Da, e o decizie importantă. Important. Decisivă. Și atunci, aproape, da. Dacă nu există, cum am discutat mai devreme, da. A atins... Spune-mi despre Rahmani. Pentru că el a fost pe lista voastră și acum evident că dând aseară două goluri și având o prestație bună, cred că atinge mingea și la golul lui Petrila. Atinge, da. Da? Adică două goluri, pasă de gol, da. Plus o două alte ocazii. Arată bine, cel puțin pe termenul ăsta scurt cât a jucat. Ar fi fost bun la CFR acum, nu? Nu, nu trebuie să vezi lucrurile așa, pentru că noi atunci aveam atacanți, noi căutam o extremă, aceasta era poziția pe care Petrescu a cerut-o expres și mai mult decât atât nu aveam buget de transferuri în acel moment. Noi am făcut... Dovadă că și Rapid a dat bani. Iar noi am avut un buget pentru Krasniqi pe care ni l-am asumat, noi semnându-l în iarnă ca fiind jucător liber. Și atunci asta a fost ideea. Într-adevăr, profilul de atacant pe care Dan Petrescu îl căuta și na, îl cunoașteți cu toții, era un clasic număr 9, gen Janga, asta era filozofia. Și atunci, normal că și clubul s-a pliat pe ceea ce a ales antrenorul ca și stil, ca și strategie de joc a echipei. Dar e clar că el, Krasniqi, în meciurile directe ne-au pus mari probleme. Adică i-am văzut că sunt jucători cu calitate. Arată bine. Acum poate pe și greu. Un transfer foarte mult. Și știu că eram la un meci, dar mi-a venit acum 3 săptămâni și au fost și Voicu de la Rapid și cu băiat de la scouting de lei. Și am discutat pe tema asta de el și mi-a spus că l-au urmărit în jur de 7-8 luni de zile. L-au urmărit pe acest jucător până s-au decis să-l aducă. Adică nu l-au văzut... Eu știu, 3 meciuri pe White Scout și gata, l-au adus. Nu știu că l-au urmărit, au fost la fața locului și așa l-au adus. Și este un jucător foarte bun din punct de vedere pentru campionatul nostru, cu o tehnică bună, viteză, execuții, foarte bun. Și ceea ce spune și Bile, cred că la ceea ce juca Petrescu la CFR, nu prea era pentru el. Poate să joace cu 2 atacanți și el să fie lângă un atacant cu gabarit în care să câștige acel atacant duelul și el să taie mereu în spatele lui. Să vedem, că au mai fost jucători care au început foarte bine în România și... Da, așa este, dar să vede la el niște calități. Jucător ala long, nu așa după 4 meciuri. Corect, dar vezi niște calități bune la el și are cifre. Cifre până acum senzaționale. Da. Spune-mi situația lui Manea. Te întreb și pentru că e jucător important pentru CFR, dar și pentru echipa națională. Adică situația lui care e?
Mane a venit accidental la echipa națională. Okay. Și muscular noi, sau ce? Noi sperăm, a avut o leziune pe ligament. Practic o întindere a ligamentelor, nu a fost ceva grav, dar a avut nevoie de repaus, repaus total, și noi sperăm ca săptămâna ce urmează să înceapă efectiv cu echipa normală. El deja e într-un program de... Adică ar putea avea meci sau meciuri înainte de acțiunea echipei Ar putea, naționale? Teoretic ar putea. Acum depinde și de cum evoluează el ca, ca organism la, la ceea ce se întâmplă într-un antrenament normal cu echipa, dar premizele ca el să revină și să facă normal cu echipa săptămâna viitoare sunt mari. Am înțeles. Ok. Cu Krasniqi ce se întâmplă? Că mi se pare că e un jucător pe care CFR-ul câștigase, dusese la o cotă bună, se și vorbea este de interes. La o cotă bună, nu. Și practic a ajuns rezervă, că asta e statutul lui. Da, corect. Acum a fost rezervă. Nu, a fost nu, și nu doar meciurile trecute. Pare că în sistemul ăsta lui Mădălin nu prea își mai găsește locul. Așa pare. Eu nu spun. Poate să fie explicația asta pentru care nu mai joacă. Nu mai joacă titular, la asta mă refer. Da, în 4-3-1-2 ce a încercat să joace în ultimul timp echipa. Cel puțin după meciul cu Cluj. Meciul cu Cluj aș fost titular Krasniqi. Eu jucam la un moment dat în locul lui Camora, dacă nu mă înșel, și făcuse toată banda. A fost un meci. Da. Cu, cu Craiova. Da, da. Da. Cu 3 și era făcea banda tot. Într-adevăr, pentru el sistemul ăsta nu l-a doar dacă da. Se joace unul dintre cei doi atacanți undeva în să fie în partea, gen, nu? În partea stângă, undeva în locul lui Biligea, gen ce l-am văzut că folosește pe Biligea, unde să fie acolo undeva între fundașul central din partea dreaptă și fundașul central din partea dreaptă și din fundașul dreapta lor. Prestație, doar acolo ar putea să joace. Să pe bancă în mod constant, ca așa dacă vezi un meci, zici ok, mai poate trece oricine pe. Nu, nu, sunt convins că își va reveni. Acum, na, ține foarte mult și de sistemul pe care alege antrenorul să joace. El este un jucător de bandă din punctul nostru de vedere și aici când joci cu doi atacanți și doar... Nu poți să aduci pe unul din bandă? Da, adică nu, practic, nu joci acel clasic 4-3-3 care... Bun, două subiecte vreau să mai abordăm până la accidentarea teribilă a lui Aloianu. De fapt, hai să vorbim acum despre asta, că, mă rog, ați jucat fotbal și din fericire ați fost feriți de fracturi, nu? Ați avut fracturi, nu? Am avut ligamentul cu cișate. Ai avut ligamentul cu cișate, dar aici s-a văzut ceva de nu te poți uita aproape la... Dar incredibil cum a, el, cum a avut tăria să se uite el, cum să uita păi el. Și când... spus, totuși, faptul da. Că n-a leșinat, că totuși da, ai un șoc. S-a uitat efect. Și a văzut piciorul da. Așa și da. Nu, adică foarte puternic. Și l-am văzut acum ce declarație a dat și discuția pe care am avut-o și eu cu, cu Dani, în care spunea că o să-l susțină și că este un băiat extraordinar, că el a mai avut o accentare înainte în care, după care și-a, iată că și-a, da. Și-a revenit, da? Și spunea Dani că are încredere în el, că o să-și revine rapid, pentru că este un copil care muncește și spun din punctul meu de vedere că și eu am fost accidentat și în momentul când e serios și îți vezi de recuperare, cu siguranță va veni și mai bun, probabil. Asta este o fotografie de la spital, cu țicul ducându-se acolo cel care l-a accidentat. 5 ore, înțeleg că a durat, se pare enorm totuși, adică aud operații pe creier, nu știu, pe cord de 5 ore. S-a mai fost ceva a grav, fost mai complicat, grav, acum. Grav. Cu fractură deschisă, hemoragie. Și vis-a-vis de țicul, ceea ce am văzut că a spus și el, într-adevăr, nu este nici pentru, nici nu i-a picat bine, dar nu a fost un atac în care să spui că a vrut să lovească pe adversar. Nu, el s-a dus în care să lovească mingea și... Mai mult cu piciorul stâng se duce foarte sus. Cu piciorul, dar de fapt cu celălalt picior. Cu piciorul drept care a fost pe pământ, acolo l-a prins pe alunecare. Da. Deci, nu, a fost un ghinion aici, pot să spun, pentru ea. Ai vrut să spui ceva? Da. Atunci vă întreb eu, că am mai discutat în platou chestiunea asta, dar ați jucat fotbal și mă interesează. Sunteți pro o suspendare mai mare pentru Țicu? Sau cum ar trebui judecat atunci când el va fi pe masa comisiei disciplinare, că și mâine va fi judecat asta? E, dacă va fi în comisie, pentru ce ai pleda? Nu, dacă era, se vedea că era un atac în care el s-a dus... Nu avea nicio șansă la minge și s-a dus să-l lovească pe adversar, că s-au întâmplat și lucruri de genul ăsta. Da. Într-adevăr, îi dai o suspendare. Dar aici nu a fost ceva în care el să spui că se duce, nu are nicio șansă la minge, se duce direct pe piciorul adversarului. Nu știu, eu așa am văzut lucrurile. Doar a fost ghinion și pentru el și pentru... Și atunci a trebuit tratat ca un cartonaj roșu normal, așa. Îi dai mai multe etape, eu știu, poți să-i dai 4-5 etape. Vă faceți aminte, Mihalache, când a pe Colici? Seamănă.
Că și atunci s-a dus într-o Hațegan, era arbitru, dovadă că a și scos galben pentru ce a văzut, văzând că i-a rupt piciorul lui Colici, a scos roșu. Și a fost suspendat 8 etape atunci Mihalache de la, de la Iași, sau unde era. Cred că gravitatea e foarte importantă în analiza pe care o vor face cei de la comisie și aici cred că va fi adică efectul intrării. Un efect extrem de important asupra deciziei. Dar, așa cum am văzut și eu faza, el are intenția de a întrerupe jocul, practic, dar nu are intenția unei asemenea intrări atât de grave, din punctul meu de vedere. Într-adevăr, e o circumstanță extrem de nefericită pentru... Să știți că multe intrări sunt așa. Dar acum există... cum e cu norocul și ghinionul. Acel noroc. Știi? L-a prins cu piciorul pe pământ. Fost, da. L-a prins pe el cu piciorul pe pământ și în momentul când a venit cu piciorul drept, țicul de pe iarbă, i-a făcut pârghii atunci. Și așa, exact așa, și la gleznă. Da. Și noi suntem afectați de imagini. Îți dai seama că și țicul probabil că, da, că e afectat. Adică trebuie să te pui și în pielea lui. E clar că n-a fost acea intenție, să zicem, extrem de agresivă când să vii cu talpa sau cu picioarele în față și să... Nu să spun, adică am văzut intrări în campionat. Mult mai... Oana la Florin Coman. Păi aproape că nici nu te puteai uita. Atunci și n-a fost nimic, continua să joace. Pentru că nu l-a prins cu picioarele așa pe pământ. Da, asta spun, depinde de conjuntură și depinde de noroc. Că n-a fost faza, exact cum spune tu, Lăcătuș Ardeleanu. Că a fost o intrare... intenționată. Direct pe picior. Și atunci te poți gândi, bă, îmi pot gândi chiar stai cât stă și cel accidental. E un pic cam... cam mult, nu? Păi da, da. Dar... așa e, tu te pui și în partea cealaltă. Ce am văzut, am văzut că cam în 3 luni o să zic. Nu, așa a zis el, nu poate juca în 3 luni. E greu exclus. Să cred. E exclus. Adică eu spun că și dacă revine în 7-8 luni, ar fi bine pentru el. Și dacă revine să joace în anul următor, discuțiile pe care le-a avut cu medicul, știu, cu cine face recuperarea. Eu pe medic nu l-am auzit spunând că estima. A zis el, vreau să joc, dar asta poate e și o... Dacă e pozitiv, așa, motiveze, asta da. E bine. Asta e bine, da. Că și eu trebuie să joc după 6 luni și am jucat după 3 luni jumate. Nu, a fost un record. Am zis să poată cauza și e foarte greu, să dacă a jucat un jucător mai repede cât a făcut-o Nicolae, adică pe ruptura ligamentului în cucișate. Roberto Baggio după 2 luni jumate, dar și-a luat ligamentul de la mort. Da, da, tot e la înlocuit. De transplant. Da. După 2 luni și jumătate a jucat Baggio? Da, da. A jucat după 2 luni și jumătate, dar e important că să vezi dacă corpul acceptă acel ligament. Să fie compatibil cu... care nu, da. Da. El a acceptat și a jucat după 2 luni și jumătate. Formidabil. Că știu că îmi spuneau cei de la Bologna atunci când am jucat. De la Izuchetic de acolo. Da. Ok. Spune-mi de FCSB, ce impresie ți-a lăsat? Nu neapărat meciul ăsta ultimul de la Sfântul Gheorghe, ci... astea 3 partide pe care le-au și avut în deplasare pe toate. Foarte bună, pentru că au un joc ofensiv foarte bun. Într-adevăr, defensiv au avut unele probleme, dar cu Chiricheș, care din momentul când s-a accentat el atunci, au început să apară acele probleme pe zona centrală, pentru că s-a văzut că atunci când el a fost în teren și Daua a avut evoluții mult mai bune, dar am văzut acum că au jucat cu Alexandru, fundaș central, ceea ce a făcut-o bine în multe momente din jocul cu cei de la Chelsea și îmi place așa cum arată echipa. Drept dovadă sunt și pe primul loc. Au, mai ales pe faza ofensivă, stau foarte bine. Jucătorii de la mijlocul terenului, unde sunt jucători combinativi, unde jucători care dacă au spațiu, ceea ce s-a întâmplat la Sfântul Gheorghe, unde au avut spații foarte mari, au pus mari probleme celor de la Chelsea și s-a văzut asta și pe tabelă. Dar sunt pe un drum. Păcat că nu au reușit să intre în Europa, în grupele conferenței, pentru că... asta putea să fie o problemă pentru campionat. Extraordinar. Știu, câștigai bani, dar pierdeai numai energie. Jucau, da. În 3 în 3 zile, da. Câștigau niște bani și era și un plus pentru jucători. O experiență în meciurile din Europa este altceva. L-ai amintit mai devreme pe Alexandru. Ce e el? Stopper, mijlocaș? Adică, pentru că îl vedem și acolo. L-am avut și la Mioveni, într-adevăr. El a mai jucat la Pandurei, fundaș central, în poziția de fundaș central, dar nu foarte mult nici acolo. Apoi mijlocaș central. Poziția lui este de în ultimii ani mijlocaș central a jucat. Dar este un jucător care, eu știu, dacă îl folosești în fundaș central o perioadă mai lungă, îți poate da un randament foarte bun și acolo. Și este un jucător profesionist, care este serios, care se antrenează 100% și probabil de asta au și decis cei de la FCSB să-l țină în loc. Este un plus pentru ei.
crezi că va putea să... Ok, el acum joacă. A prins o conjunctură, dau a suspendat, Chiriche și accidentat, rotirea asta și a început să joace mai mult. Dar așa, a la lung. Dacă îi se va da încredere, cred că va putea să... Ca stopper? Da. Ca stopper. Dacă va juca și stopper în partea dreaptă, va fi și mai bun. Pentru că este un jucător care pe faza ofensivă construiește bine, pasează foarte bine, vine din mijlocaș și te poate ajuta și mai mult pe faza ofensivă. Toată lumea vrea să joace stopper dreapta, nimeni nu vrea să joace stopper pentru stânga. Pentru că sunt dreptaci, toți sunt dreptaci de asta. E cel mai la îndemână să joace stopper dreapta, da. Așa. Ți se pare mai bună FCSB decât am făcut? Mai consistent, așa, mai puternică. Mai consistentă? Da. Face stație de puncte. Eu mă zic așa, nu, ce vezi ca joc? Din ce am observat, da. Cel mai important lucru că au păstrat în mare cam aceia jucători și asta e important. Păi, s-au despărțit doar de jucătorii de care o să se despară, bine, la Cordea. Cordea e jumătate, dar tot așa, au vrut ei să se despartă. Da, altfel... dar în mare parte au rămas nucleu important de jucători. Plus, Chiricheș cu experiența uriașă care o are. Acolo e iarăși e un jucător important, cred eu, care poate să dea echilibru în apărare. Dar au adus și jucători buni, adică mă refer la un Djokovic, la un Băluță, jucători cu experiență, jucători care au avut evoluții bune în campionatul nostru. Olaru, care joacă foarte bine în acest an, cu realizări foarte bune. Coman, care și el, la fel, este pe un drum bun. Acolo, probabil, la partea dreaptă, mă refer la mijlocaș dreapta, acolo va trebui să găsească un jucător care să fie la fel de bun cum este Coman, Olaru, eu știu, Companiu, să găsească un jucător în partea dreaptă. Pentru că acolo, când Miculescu, când Tavi, Popescu, toate variantele când Băluță, de asta zic, să găsească unul care să joace meci de meci și să fie la nivelul, să joace la nivelul celor pe care i-am enumerat. Cum ți se pare situația asta lui Crețu? Deci este uluitor. Este Gigi pe care îi spune Crețu e out. După care a aflat gustul pare că de fapt nu e out, deși toată lumea credea plecat. Începe să joace, ajunge la meciul de la Hermas să fie cel mai bun jucător de pe teren făcând sprintul în minutul 90 plus. Deci cum se poate explica totuși așa ceva? Că zici că jucătorul ăla nu mai are liniște, când aude că pleacă, după care e oprit încă 3 luni. Îți dai seama, nu mai ești foarte motivat, îți dă gândul la altceva, intri și ești cel mai bun. L-am întâlnit pe Crețu câteva luni când a fost, cât am fost anul trecut și l-am văzut. La el nu este nicio problemă. Dacă îi spui că îl dai mâine afară și astăzi are meci și îl bai să joace, joacă, îți dă 90 de minute, 100 de minute, îți dă cât poate, la maxim. Pentru că el tot ce a realizat el până acum, a realizat prin muncă. Da? Calitățile fizice pe care le are el, cu muncă multă, a reușit să ajungă la un nivel. Și el întotdeauna dă 100% pe teren. Cât poate el. El cât poate, dar știi că el îți dă 100%. Și de asta a reușit să treacă peste acest moment mai dificil în care i s-a spus o să-i dăm afară. Da. Și probabil discuția pe care a avut-o cu patronul, spunându-i că nu are echipă, că să-l mai lase până în iarnă, să se antreneze, și a primit această șansă. Și el a profitat de șansa asta. Dar a profitat de șansa asta și pentru că el s-a antrenat 100%. A fost la antrenamente, chiar dacă. El a zis, poate nu mai joc până la sfârșit, până în decembrie, dar eu mă antrenez 100%. Și poate vine un moment în care să mă bage. Și joc bine, și trebuie să joc bine. Și așa a făcut. Da, numai că știi care e problema? Nu toți jucătorii sunt așa. Nu sunt așa. Că evident, oamenii sunt diferiți. El poate să ducă genul ăsta de presiune sau nu e influențabil. Companiul poate nu poate să ducă ce îi se întâmplă. Eu am trecut prin ce a trecut Crețu. În 2011, când m-am întors atunci, da? La CFR? La FCSB, la FCSB, da? Da? Cu Nea Sorin Cârțu. Cârțu, antenor, da? Mi-a spus că clubul a decis să nu mai, mai aveam multe etape de jucat, că a decis clubul să nu mai fie un lot. Ok, m-am antrenat, mi-am văzut de treabă, m-am trezit cu Nea Sorin după o lună de zile în care mi-a zis vreau să te bag, am intrat și am dat două goluri cu Bistrița. Tot așa, am trecut prin acest lucru. Dar m-am dus la antrenament și de asta spun că Crețu a făcut la fel, m-am antrenat 100% și am spus ok, mă antrenez pentru mine în decembrie, dacă să nu joc nicio secundă, să fiu antrenat, practic. Și s-a întâmplat ca după 3 săptămâni, o lună, să-mi zică că vrea să mă bage. Și așa am jucat, am dat două goluri, după aia am câștigat și Cupa României, gol în semifinală și în final. Dar am fost pregătit. Da, am fost pregătit pentru asta. Așa a făcut și Crețu acum. Da. Și okay. Este posibil că el să mai joace bine continuare și în decembrie să-i prelungească contractul. Sau să-i se prelungească înainte de decembrie, poate. Sau înainte de decembrie, da. Corect. Ai nevoie de jucători. Eu, de exemplu, în generația noastră, noi l-aveam pe Baciu, pe Eugen. Da. El nu era un titular la noi, să spui. Da, era rezervă. Da. Când aveam nevoie de el, că juca fundaș central, mijlocaș central, fundaș lateral, nu conta,
știai că intră Baciu și că dă 100% și că da. Din 10 meciuri, 7-8 da, da. Joacă bine. E diferit și de ce? Era apărat de o clauză foarte importantă, Baciu. Aia, da. Și anume că FCSB nu putea să-l vândă, să-i rezilieze, da, să-l dea afară, pentru că trebuia să plătească 800 de mii la Baciu. Dar eu mă refer cum era el. Și știa că e liniștit. Da, dar și el putea să fie liniștit, să zică nu-mi văd de treabă, nu intru la, nu contează cum joc, nu, dar el intra, venea la antrenament, s-a antrenat bine și când intra, când intra 10 minute, când intra 90, știa că el își face treaba 100%, cât poate el. Da. Ok, tu ai privit-o din punct de vedere lui Crețu și înțeleg explicațiile. Pe de altă parte, mă gândesc și la club, adică tu știi că nu e sigur că îl dai afară, dar nu știi că e dat afară. Un jucător pe care ajungi să te bazezi. Asta vreau eu să spun. Dacă nu e sigur, păstrează acolo, cine știe, poate că nu are unde să plece, nu are unde să jucească echipă. N-au și... Nu au mai fost cazuri la FCSB în care patronul a ieșit și a zis că jucătorul X nu mai vreau să-l văd, o să plece, o să... Și eu știu, după două etape... Ne-am trezit cu el în echipă. Da, au fost și cazuri de jucători care au fost scoși din mână de patron. Da, și asta. A mai fost și asta. Și atunci, companiul, ți se pare că primește un tratament corect la FCSB? Așa, din exterior, că da, nu știi chiar toate lucrurile, adică nu vezi la antrenament. Din exterior, cum ți se pare? Da, poate ar trebui, în momentul știu să joace mai mult, să nu da. Fie schimbat. Așa mi se pare la pauză sau... Pentru că el este un număr nou și este singurul lor. Atacant în lot, mă refer un număr de profilul nou, ăsta. Da, de profilul ăsta, care ai nevoie de el acolo, pentru că este un jucător care, dacă îi aduci mingi în careu, este foarte periculos. Dar, cum îl știu și pe el, pentru că l-am antrenat la fel, perioadă foarte scurtă, este foarte profesionist, își vede de treabă, întotdeauna e serios și la antrenament și la jocuri și cu siguranță trece peste momentele acestea. Adică așa cred eu că el poate să treacă. El a mai avut... mini ieșiri din astea care arată că e nemulțumit, nu știu, la faza aia atunci când Norgelan când a ieșit și astea vin din frustrări, indiferent cât îți dorești să le poți gestiona. Că la înseamnă că dacă nu mai răbunești, înseamnă că nu te interesează, ești imun la lucrurile astea, nu? Și asta e adevărat, da. Dar asta zic, de la om la om acționează în mod diferit. Pe Crețu poate că îl motivează o situație de genul ăsta, pe altul poate că îl dărâmă. Și atunci te gândești că la FCSB poate problema poate să fie chiar în interiorul clubului la loc. Tot, nu știu, a fost schimbat, nu a jucat titular și a dat o gură la Sibiu. Da, și acum a jucat și... El este un jucător foarte important pentru el. S-au plătit și banii. Au avut ofertă din Peștiuna pentru el, ceea ce s-a scris. Da, ceea ce a scris și voi. Dar suficient de mare, da. Pentru că totuși s-a plătit o sumă mare. Adică este un jucător, nu are 33 de ani sau 35 de ani să spui că e la sfârșit de carieră. Da. Bun, mulțumesc mult, domnilor. Mi-a făcut plăcere, mai ales amintirile despre FC Ardeș. Sunt cu atât mai valoroase pentru mine că totuși am și trei momentele alea atunci. Așa, am plis și vremurile alea în care erau antenorii cu ședințe de alea de video de 3 ore. Pare că vorbim de acum 40-50 de ani când ne referim la metode, la cum mergeau lucrurile, chestia aia că dacă ai barbă, n-ai voie, acum să faci așa? Păi nu, dar acum ajunge la alte probleme. Vine CNCD-ul și te ia cu adică ai tu treabă să dai afară unul că are barbă sau că... Asta e problema. Mulțumesc mult pentru prezență, Marius, Nicolae. Urmează Juventus Lecce, este etapa intermediară în Italia. Seară bună, vă doresc!